contam. Băi, bătăi, mă, nu așa. Bine, câștele găgeau, făceau galerie. Gâscanii sunt duri la bătaie. Deci era o bătălie acolo. Am avut odată trei și dormeau pe fegeață. N-au treabă. Dormeau și iarna. N-au treabă ele cu răceala, da. Ceea ce se face milă de ele, dar cu piele treagă sau da, 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 da. Bine, da. Aici nu simt niciun fric, pentru că puful de gâscă e cel mai călduros. Și era gâscanul ăla, avea vreo 11 gâște, ca o zi de bandada haitei. Nu e așa, fiecare știa rolul. Da. Mânca. Dar știi că cum le dădea el voie. Ai avut și noi gâscă. Iar bobocii, la fel, sunt bătuți un pic, da. Dacă da. Ies din ordinea lor, le aplică corecția. Ai avut doi gâscani vreodată la gâște, îl bătrân și îl tânăr? Să bată. Când începe aspirația lui tânăr și încep să se bată, contestă supremația lui bătrân. Bătăi dure și acolo, pentru că ăla tânăr vrea să ia locul și ăla bătrân nu-l lasă, știi? Că vrea și ăla să calce. E ca și cu generațiile de poeți.